Sport. E vorba de un exercițiu la scară largă, care durează 36 de ore în continuu. Este foarte aproape de condiții reale. Să presupunem că au avut loc inundații în care Republica Moldova, din păcate, nu face față. S-a solicitat intervenția și asistența țărilor europene prin aplicarea mecanismului protecției civile a Uniunii Europene, iar în Republica Moldova au venit 6 țări gata să acorde suport. Scenariul acestui exercițiu a fost apropiat la maxim de realitate. Echipele au intrat direct în locații și au început derularea exercițiului. Pentru oricare stat în Uniunea Europeană este important să poată aplica două roluri. Primul rol este de a solicita asistență atunci când țara devine solicitantă de asistență și toate țările, răspunzând la această solicitare de asistență, vin cu forțe, mijloace, echipamente, etc. Și a doua situație este când țara este în rol de ofertant de asistență. Echipa României de căutare salvare a intervenit în sprijinul colegilor din Republica Moldova în urma unui accident rutier. Un avion de mic dimensiuni s-a prăbușit. Au fost două victime, dintre care una a fost contaminată cu uraniu radioactiv. Întotdeauna avem de învățat unii de la ceilalți. Sunt experiențe noi, sunt colegi noi care poate nu au întâlnit aceste situații. Chiar și colegi care au experiență de 20 de ani nu au beneficiat de aceste exerciții în comun cu mai multe țări. Каждая страна умеет работать сама по себе прекрасно, все хорошо работает. Но как только встречаются две страны, у которых рабочие протоколы немножко отличаются между собой, командному составу надо научиться их между собой согласовывать, чтобы они могли работать вместе. Именно идет срабатывание, как вот учиться вдруг на происшествии это сделать быстро, четко и эффективно. La fel, pentru acest exercițiu, ca să fim imparțiali, am dedicat și echipă de specialiști din exteriorul țării care joacă rol de observatori și evaluatori, respectiv pentru fiecare din locații și pentru fiecare din procedurile utilizate, urmează să fie apoi făcute evaluări, rapoarte de evaluare, astfel încât noi toți împreună să ne putem îmbunătăți activitatea și să lucrăm și mai bine în folosul comunității și societății.